Bună ziua tuturor! Iată-ne prezenți în sala de conferință Sebastian Domozină. Astăzi este o zi specială în familia Universității Craiova. Îi urăm bun venit noului nostru membru, antrenorul principal al formației noastre, domnul Constantin Gâlcă, așa cum ați văzut de dimineață pe paginile noastre oficiale de socializare. Și-a început mandatul în cetatea Băniei. Astăzi, la ora 17:30, va susține în baza de pregătire Ilie Balac prima ședință de antrenament. Bineînțeles, primele 15 minute sunt deschise reprezentanților mass media. Alături de noi se află de asemenea și directorul general, domnul Ovidiu Costeșin, căruia îi voi da cuvântul pentru a vă spune câteva lucruri despre instalarea domnului Constantin Gâlcă la crema echipei noastre. Ovidiu, te rog. Bună ziua! Anul trecut, când ne-am văzut ultima oară și la instalarea unui antrenor, știu că v-am zis că îmi doresc să fie pentru ultima oară când mai prezint un antrenor, să mă scoată eu pe mine la pensie. N-a fost să fie. Nu pot să zic chiar același lucru, așa că de data asta nu-mi doresc decât să treacă cât mai mult până mai anunț o altă schimbare de antrenor, dar cel mai bine ar fi să ne schimbe antrenorii pe noi. Așa că nu pot decât să-i urez baftă lui Costel Gâlcă și să-i dau cuvânt. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru primire. Sunt foarte bucuros că am semnat cu CSU Universitatea de Craiova. Ce pot să promit din partea mea și din partea staffului? Pe termen scurt, că trebuie să avem rezultate, trebuie să terminăm pe locul 2. Multă muncă. Echipa să aibă o atitudine bună în teren pentru a atrage suporteri în număr cât mai mare, pentru că avem nevoie de ei, avem nevoie de ei și numai cu ei împreună putem face performanță. Cred că prioritatea noastră, am spus-o înainte, scoate maximum din fiecare meci, cele 3 puncte. Numai așa putem spera la locul 2. Întrebător. Bună ziua și vă spun și eu, bine ați venit la Craiova. Cu ce v-a convins domnul Rotaru să acceptați oferta dumneavoastră și de ce a durat atât de mult? S-a auzit că de duminică ați bătut palma, dar astăzi a semnat contractul. Știți, vin la o echipă istorică, în primul rând, mi-am dorit să vin. Știu că au condiții foarte bune, există la Craiova. Le-am și văzut astăzi, pe viu. Mă bucur că, până la urmă, am semnat și că domnul Rotaru a avut răbdare cu mine și Ovidiu. Nu mi-a înțeles. Ne înțelesesem duminică, dar mai aveam de finalizat niște puncte. Din contractul nostru. Vă spun eu, s-au înțeles de duminică la clauzele cele mai importante, la clauza financiară și la perioadă, s-au înțeles de duminică. De obicei, acolo se stă mult. Majoritatea sunt interesați de acele două aspecte, de acele două articole din contract. N-a fost cazul Costel. Acolo discuțiile au mers repede, s-a stat mai mult la celelalte clauze contractuale. Fostul tău coleg, Florin Punea, spunea că face niște contracte beton. Chiar așa de beton sunt? Sunt beton. Am spus-o și altă dată, că vreau să-mi asigur muncă, nimic mai mult. În comunicarea de presă este până la finalul contractului posibilitatea de prelungire. Ce înseamnă posibilitatea de prelungire? Ești condiționat de obiectiv, de locul 2, de participarea în cupele europene? În câștigarea campionatului. Contractul, asta e cum zic, că ai zis că are contract până la sfârșitul contractului. Nu, ai înțeles greșit. Are contract până la sfârșitul sezonului viitor și se prelungește automat încă un sezon în cazul în care ia campionat. Deci obiectivul tău este cupele europene în sezonul ăsta și campionatul sezonul viitor? Obiectiv personal. Bineînțeles, am spus-o înainte. Că îmi doresc și de aceea am venit ca să prindem cupele europene și să prindem locul 2, în primul rând. Dacă nu se prind cupele europene în scenariul negativ și negru, este o dezamăgire pentru tine? Foarte mare. Pentru toți. Vin aici și le asum. Dar va fi foarte greu. Știu că e foarte greu. Vreau să-mi spunea că dacă nu câștigi, nu participi în cupele europene, nu este vina ta. Că ai luat o echipă de pe partea. Bine.
noi ca antrenori ne asumăm multe responsabilități. Eu mi-asum multe responsabilități. Atunci mi-asum și rezultatele care vor fi cu mine. A fost greu să iei decizia de a veni la Craiova? Nu. Nu cred. Nu, am spus-o și înainte. Am venit la o echipă mare, la o echipă care are o istorie și sperăm împreună cu suporterii să facem istorie din nou. Bună ziua, bine ați venit la Craiova. Care este prioritatea numărul 1 pentru păstrăvii? Prioritatea numărul 1 pentru mine acum sunt rezultatele. Mă referiți la acest final de campionat. Da. Pe termen scurt, v-am spus, pentru anul care vine competițional, echipa mea să poată să se impune în jocuri, să aibă un joc plăcut, dar, repet, prioritatea sunt rezultate. Rămâne același sistem de joc, cel puțin pe termen scurt? Sunteți adeptul unui alt modul? Vom vedea în zilele următoare și vom lua o decizie, nu? Până la meci cu secții, cum vom juca. În discuțiile pe care le-ați avut cu conducerea administrativă a Universității Craiova, ați venit și cu condiții referitoare la transferuri pentru perioada următoare și noul sezon competițional, următoarea ediție de campionat? Eu cred că cel mai important este acum să ne centrăm pe jucătorii pe care îi avem, să îi evaluăm și după aceea vom vedea. În urmă cu 9 ani, performanțe notabile în campionatul intern. După 9 ani, revenit în România, dar pentru a colabora cu un alt profil, un alt tip de investitor, cum este domnul Mihai Rotaru. Credeți că aici sunt condițiile propice pentru a reedita ceea ce ați făcut? Am spus înainte că sunt condiții foarte bune, am fost și prin strămutate și am văzut și celelalte echipe și au condiții foarte bune. Foarte, foarte bun. Ce am găsit la Craiova, am găsit la puține echipe din afară. Dar din punct de vedere al colaborării cu patronul echipei Universitatea Craiova, asta voiam să vă întreb, pentru că... Rezultatele, știți, cu colaborare, eu o să fiu foarte deschis cu domnul Rotaru. Și eu știu acesta. Sunt un om foarte direct, corect, așa că vom discuta mereu. Cunoașteți bine echipa? Echipa Universitatea Craiova? Cum să nu-i cunosc? Jucătorii, cum să nu-i cunosc? Problema acum, că sunt accidentați și în cazul lui Mitriță, că are o accidentare, nu știu, să vedem dacă îl avem la meciurile următoare. Trebuie să găsim soluții, nu? Pentru că Mitriță pentru noi este important. Ultima întrebare. Da. Cineva care a vrut să investească la Craiova a spus la un moment dat că lucra în domeniul gazelor. Nu vine în Oltenia cu gaze, că știi că aici apar de obicei multe scântei. V-ați temut să veniți, că sunteți un antrenor cu un alt profil, calm, liniștit, știți cum sunt oltenii temperamentali. Da. V-ați gândit și la acest aspect? Fiecare, nu suntem toți la fel. Atunci, dacă unul e mai impulsiv și unul e mai, să zic așa, mai echilibrat, atunci se găsește o cale de lucru. Așteptați mult suporteri la primul meci al Universității Craiova cu dumneavoastră pe Mănătării? Eu ce aștept, un joc bun al echipei, o atitudine bună și să atragem cât mai mulți suporteri peste, pentru că este important pentru noi. Mulțumesc mult și succes! Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit, domnule Lică. Spuneați mai devreme, acum câteva minute, că veți încerca să aveți o relație cât se poate de deschisă cu conducerea și cu domnul Rotaru. Acceptați? Sau, pentru că vă știm foarte bine, sunteți tipul de antrenor care nu acceptă sfaturi din afară ca antrenor. N-ați acceptat nici la FCSB atunci când ați făcut acea triplă istorică. Acceptați un sfat din partea conducerii la echipă? Hai să fiu clar. Vă rog. Nu. Ascult, dar deciziile îmi aparțin. Sunt clare, nu? Asta vreau să știu. Da, da. Primul meci este în deplasare cu Hermannstadt. Cum credeți că o să fie acest prim meci
Ați făcut cunoștință cu jucătorii? Ați văzut atmosfera de la echipă? Deocamdată doar i-am salutat, dar cu siguranță că nu o să fie un meci ușor, pentru că este o echipă agresivă, care verticalizează foarte mult. Și atunci e o echipă care face pressing avansat de fiecare dată și să vedem cum putem să contracarăm aceste situații. V-ați gândit deja și la un buget pentru perioada următoare, pentru transferuri? Ați discutat acest lucru? Nu, v-am spus, mă gândesc doar la meciurile care urmează, și la meciul următor în speță, meciul cu Sepsi, și după aceea vom vedea jucătorii, nu? Mai sunt 6 meciuri. Din capurile hârtiei știți că în cazul unui eșec la Sepsi, o faceți din nou campionă pe FCSB. După 9 ani, tot dumneavoastră. Mie, eu îmi doresc să câștigăm și să avem șanse în continuare la locul 2, să ne batem pentru locul 2, că e cel mai important pentru club și pentru mine. Vă întreba și Cristi mai devreme de cupele europene. Este principalul obiectiv în momentul de față. Credeți că se poate obține? Suntem în postura de a fi acolo, de a termina pe locul 2, dar am spus, trebuie să scoatem maximul din fiecare meci și ne obligă să câștigăm fiecare meci. Sunteți plecat de 9 ani din fotbal românesc. Ați mai avut oferte din fotbal românesc? Am avut. Și de ce ați refuzat? M-am spus că nu vin în orice condiții. Am fost clar și în alte interviuri, am spus că nu vin în orice condiții, cu situații, hai să zic, între ghilimele, puțin neclare, sau eram prins în altă parte și trebuia să luați echipa aceea, nu fac așa ceva, indiferent în ce campionat sunt, și până la urmă nu s-a ajuns la un acord. Câți jucători v-ați propus să dea Universitatea Craiova la turneul final? Îmi doresc să fie cât mai mulți. Dar eu deocamdată mă gândesc numai la Craiova, în momentul ăsta, și la meciurile pe care le avem, să le câștigăm. Dacă FCSB-ul pare să mai pierde titlul, aveți o favorită care să fie Cupa României? Nu știu, în momentul de față nu mă interesează echipele adverse. Nu mă interesează Universitatea Craiova. Știți că Cupa României este o competiție atipică și acum sunt 3 echipe din play-out și una din Liga a doua. Corvinul v-a dorit să câștige? Vreți să facem pentru tine o conferință specială cu Cupa României? Întrebați-mă de Universitatea Craiova. Spuneați mai devreme că de 9 ani n-ați mai antrenat în România, dar vă mai aduceți aminte ce făceați acum fix un an, pe 17 aprilie? Semnați contractul cu Polonia. Sunt seara în Polonia, da. Da, chiar. Da. Vă place această dată? Sau această perioadă? Nu știu, s-a nimeni. S-a pus în ploua în ziua aia? Nu. E bine. Poate să fie cu noroc, nu? E bine, normal. Poate să fie cu noroc. Ce înseamnă ca să le tragi dintre băieților azi? Nu. Sau încă nu? Încă nu, doar i-am salut. Pe unii dintre ei, nu? Ați mai lucrat la cu Andrei Ivan. Ivan, da. Pe unde ați fost, nu știu, și prin Arabia. V-ați dorit vreun jucător la Universitatea Craiova? L-ați salut adversar chiar pe Alex Mitriță pe acolo? Nu, Andrei Ivan, când era tânăr, l-am vrut la Espanyol. Așa că... Da, seama. Deci era adevărat informația, da, cu Andrei Ivan la Barcelona, da. Espanyol sau... Da, da. Care ar fi sistemul de joc și profilul, nu știu, jocului dezvoltat de Costel Gâlbu? Pentru că după 9 ani multe s-au schimbat și pentru noastră ca antrenor și în fotbalul românesc, nu știu. Pregătiți în funcție de adversar fiecare meci în parte sau aveți așa o linie? Eu mi-aș dori ca echipa mea să impună la fiecare meci. Dar am spus și repet, important acum sunt rezultate. Lucrul cel mai important pentru noi să scoatem cât mai multe, cum să câștigăm, să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. Ați vorbit cu cineva înainte de a lua decizia de a veni la Craiova? Și mă refer poate la Gil Craiova.
fost coleg de-al noastră în echipele naționale. Nu, cu Gica n-am... A trăit în Spania, la fel. Nu, cu Gica n-am vorbit, dar am vorbit cu Panduru, de exemplu, fost aici, mi-a explicat. Mi-a spus că Universitatea Greva are... sunt niște condiții extraordinare, top. Și, într-adevăr, a avut dreptate. Mergeți acum la Sepsi, este bătălie crâncenă pentru acest loc 2. E acest sistem ciudat cu echipa din play-out care poate juca în cupele europene, acel meci de baraj, practic toate cele 5 echipe de pe locul 5, de pe locul 2 până pe locul 6 au șanse la acest loc 2. Este un meci, am putea spune, capital, pentru că o victorie v-ar putea îndepărta de celelalte, un eșec. Da, depinde, numai dacă numai suntem atât de aproape și atunci s-ar îndepărta obiectivul și va fi bine. Multe echipe au schimbat acum pe final antrenori și mă refer atât la noi la Universitatea Craiova, CFR Rapid, adică echipe cu care ne luptăm pentru această poziție a doua. Până la urmă, doar dumneavoastră ați venit stabil pe această funcție, celelalte formații merg cu interimari. Poate fi un avantaj pentru noi în această luptă. În cazul Universității Craiova, eu spun și repet că o să dau totul ca să termin pe locul 2. Celelalte cluburi și-au dorit, cred, un impact la echipă. Craiova și-a dorit altceva, să, de o manieră sau alta, să-și asigure să poată să aibă posibilități mai mari la locul 2. Mă uitam pe rețelele de socializare, pe mesajele fanilor și 99% sunt pozitiv, o primire ideală, putem spune, pentru un nou început. Ce le promiteți, așa, pe termen lung, nu neapărat pe finalul ăsta de sezon? Nu, pe termen lung, cu siguranță și cum am spus, mă rog, echipa mea să-și impună jocul în fiecare meci, să știe să joace de diferite moduri și pe mingea a doua sau când sunt sub presiune să-și apere, să atace și până la urma urmei să-și impună jocul, că e lucrul cel mai important pentru mine. Să aibă personalitate. Să vorbească jucătorii mai mult în teren, pentru că e un lucru important. Acolo să vorbească. Aceeași o întrebare. Ați venit cu staful dumneavoastră sau lucrați cu staful actual? Am venit cu staful meu, 3, sunt la număr. Și antrenorul de portari, Tudor, după cum știți. Dacă nu ați întrebat, vă mulțumim mult de tot și la final observ că cei de-ți face și o fotografie cu ăștia pe acolo. Vă mulțumesc! Gracias.